sfințește viața, să pot în genunchia. Thank you.
fiule. A cât de rată fericită, mămica lui când îl vedea. Când fiecare zi băiatul cânta mereu și se ruga. Când fiecare zi băiatul cânta mereu și se ruga. Iar el când se făcu mai mare, îi spuse mame cu dispreț, m-am plictisit, eu plec în lume, sunt tânăr, vreau să mă distrez. M-am plictisit, eu plec în lume, sunt tânăr, vreau să mă distrez. Iar mama lui se ruga într-una și zi și noapte se ruga. Și avea încredere sărmana că și Domnul o va ajuta. Și avea încredere sărmana că și Domnul o va ajuta. Și într-o zi fiind bolnavă, zăcea pe pat și se ruga să nu mai plece n-astă seară, ci să vegheze lângă ea. Să nu mai plece n-astă seară, ci să vegheze lângă ea. Când s-a întors băiatul acasă, mămica lui îl părăsi. El spuse sărut mâna mamă, dar mama lui nu-i mai vorbi. El spuse sărut mâna mamă, dar mama lui nu-i mai vorbi. Se apropie ușor de patul și-o privește cu mai adânc. Și iată căci pe peptul mame observă că e un bilet. Și iată căci pe peptul mame observă că e un bilet. Sfios deschide el biletul, citește ce e scris în el. Scumpul meu fiu, eu plec la Domnul, doresc să ne întâlnim în cer. Scumpul meu fiu, eu plec la Domnul, doresc să ne întâlnim în cer. Și-am zis atunci, mamă dragă, voi sluji Domnului Iisus și ne vom revedea odată.